Bine v-am regăsit la rubrica Sport! În Ghencea, în ultimii ani, s-a investit în jucători neprofitabili. Ultimele trei sezoane au fost de coșmar pentru roșu-albaștri. Dacă din punctul de vedere al trofeelor cucerite stă un mare zero, la capitolul investiții neprofitabile bilanțul e și mai dureros, minus 9,4 milioane de euro. Cifrele par să-i dea dreptate lui Gigi Becali atunci când spune că s-a săturat să mai dea milioane de euro pe jucători înflați. Lista fotbaliștilor în care latifundiarul a investit pentru ca apoi să-i dea gratis sau pe câteva sute de mii de euro este neîncăpătoare, 16 nume fiind cuprinse pe aceasta. Singurul jucător cu care Becali poate considera că a făcut o afacere este francezul Cyril Toro, adus în vara anului 2006 în Ghencea, după ce Steaua a plătit către Charleroi 700.000 de euro. Atacantul a avut un sezon excelent. După doar un an, a fost vândut la Anderlecht pentru 2,9 milioane de euro, însă doar 70% din sumă a rămas în conturile lui Becali, restul fiind redirecționați către fosta echipă a lui Toro. În afara sa, roșu-albaștri nu au mai reușit să facă o afacere de răsunet, astfel ajungându-se la bilanțul catastrofă din acest moment. Dairo Moreno este dorit de Poli Timișoara. Deși nu cumpără, patronul din Ghencea vinde pe bandă rulantă. După cedarea lui Ochi Roșii și Rada, Becali este pe cale să se despartă și de Moreno. Dorit de Once Caldas și Brașov, fotbalistul poate ajunge la grupare de Tedega. Finanțatorul violenților a luat legătura cu patronul din Ghencea pentru a stabili suma de transfer. Becali a acceptat imediat, urmând ca oficialii bănățeni să-l convingă pe colombian să semneze înțelegerea. Mi-a făcut Marian oferta 450.000 plus TVA. Eu am acceptat, dar el trebuie să se înțeleagă cu Dairo să-l convingă să se întoarcă din Columbia, a declarat șeful din Pipera. Șefii Timișoare îl consideră pe Dairo înlocuitorul perfect pentru Gigel Bucur, ca și plecat la Cuban Krasnodar, noua echipă a lui Dan Petrescu. Emegara a plecat în cantonamentul din Antalya, dar la finalul stagiului are o nouă programare la clinica unde a fost operat. Stochiță l-a urcat în avionul de Antalya și pe Emegara. Fundașul stâng a revenit după o lungă perioadă de inactivitate, însă încă nu se știe sigur dacă africanul va fi apt 100% pentru a evolua meci de meci în retur. Pentru nigerian vor urma două săptămâni decisive. Va începe o pregătire fizică spartană pe care o va impune Stochiță timp de 12 zile. Apoi are o nouă programare la clinică, acolo unde și-a petrecut ultimele 19 luni. El trebuie să meargă la un nou consult la medicii italieni care vor să-l vadă cum se prezintă după 12 zile cu câte două antrenamente. Tocmai pentru că vizita e obligatorie, Emegara a rezolvat zilele trecute obținerea vizei de Italia, formalitățile fiind mult mai anevoioase în situația lui din cauza faptului că e afgan. Dacă va primi ok-ul celor de la clinică, Emegara va putea fi folosit în toate amicalele din al doilea stadiu de pregătire, între 30 ianuarie și 12 februarie, dar și în cele 17 jocuri din retur. În urma diminuării salariilor din Ghencea, atacantul Capetanos s-a decis să mai rămână doar 6 luni la Steaua. Pantelis Capetanos, cel mai apropiat jucător din actuala echipa Stele, le-a spus ziariștilor din Grecia cum stă treaba cu contractele oferite de șefii din Ghencea. În vară mi s-a propus reducerea salariului și am acceptat. Am un acord oarecum ciudat. Am semnat un document prin care conducerea poate să renunțe la mine în perioada de pauză competițională. Deși mai am un an și jumătate de contract, îmi doresc să rămân la Steaua încă 6 luni, cel puțin, dar conducerea va decide dacă va accepta sau nu ofertele, a spus Cape pentru publicația Sport Time. Acest amănunt dovedește că șefii din Ghencea n-au nicio strategie de viitor și nu știu să-i lege de glie pe fotbaliștii cu adevărat importanți. Francezul Diachite vine în Giulești doar dacă alături de el acceptă propunerea și Grandin. Fost jucător de la Excelsior Muscron, Mamodou Diachite, a dezvăluit adevăratul motiv pentru care trage de timp în negocierile cu Rapid. Vrea să vină și Grandin, astfel refuză Giuleștiul. Ultimatumul dat de președintele Ioan Taban la Diachite și Grandin l-a determinat pe primul să devină sincer în relația cu conducătorii feroviarelor. Închizătorul original din Mali, dar care are și cetățenie franceză, spune că în ceea ce îl privește e hotărât să semneze cu Rapid, dar că așteaptă să vadă dacă va face același lucru și bunul său prieten Eliot Grandin. Eu m-am decis, vreau să semnez cu Rapid. Acum aștept doar să văd dacă semnează și prietenul meu Eliot Grandin. Venim în România doar amândoi, a afirmat fostul închizător al lui Muscron. Clubul din Ștefan cel Mare suportă consecințele pentru neplata salariilor. Drept urmare, Kone nu vrea să mai se întoarcă la echipă.
Greva spontană a mijlocașului defensiv, care după ce a ratat și reunirea echipei și vizita medicală, nu a venit nici în cantonamentul de la Poiana Brașov, a fost penalizată imediat de către acționari, care au decis trimiterea fotbalistului african pe lista cu jucătorii ce pot evolua la echipa a doua a clubului. Nici această amenințare nu îl descurajează pe elevul lui Țălnar, care este decis să își prelungească protestul. Am auzit că voi fi trimis la Dinamo 2. Nu mă deranjează să joc acolo, cât timp sunt pătit și mi se achită ceea ce mi se datorează. Nu am nicio problemă, deși în contractul meu nu scrie nicăieri că ar trebui să joc acolo, a continuat Cone. Astfel, câinii par să își facă un obicei respectat cu orice preț prin pierderea câte un jucător în fiecare pauză competițională. Astfel, deși mult mai cunoscutul Zeca Langa tocmai a părăsit formația roșalbă fiind transferată în țara sa natală, tocmai din cauza repetării la nesfârșit a acestui fel de acte de disciplină. Dinamoviștii sunt în cantonament la Poiana Brașov, nu au lipsit nici incidentele, îndoie s-a pierdut prin pădure. Dinamoviștii trag tare în Poiana Brașov, acolo unde au programat cantonamentul montan. Primul antrenament a coincis însă și o situație incredibilă. Câinii au avut de alergat aproximativ 10 km prin pădure, dar la finalul antrenamentului Țărnar a fost sesizat de staful său că îndoie nu se află printre colegii săi. Cum jucătorii riscau să răcească după o oră de alergări, Țărnarul a decis ca autocarul să revină la hotel. Preparatorul fizic și maseurul au plecat să-l recupereze pe îndoie. După o jumătate de oră, situația a devenit extrem de tensionată, deoarece senegalezul era de negăsit, iar șefii din Ștefa cel Mare au apelat la salvamontiști care au pornit și ei să-l caute pe fotbalist. La scurt timp, Dică Dănilescu s-a suit și el într-o mașină de teren cu aceeași misiune, să dea de îndoie. Lucrurile s-au limpezit după o oră, când jucătorul lui Dinamo a ajuns singur la hotelul câinilor din Ștefan cel Mare. Revenit la hotel, senegalezul a continuat să șocheze. El a spus că a dezertat de la antrenament pentru a merge la Brașov. Nu m-a rătăcit. Am fost să văd orașul. Brașov e un sit minunat. Îmi place la munte. Nu înțeleg de ce s-a panicat lumea. Nu era nevoie de salvamontiști, a deranjat degeaba. Acesta crede că nu va fi sancționat. Cum să mă amendeze? Îi amendez eu pe ei. Florentin Matei, juniorul din Ghencea, face furori în lumea fotbalului. N-are încă 17 ani, îi va împlini pe 15 aprilie, dar a debutat deja în Liga Secundă la formația pregătită de Leo Strizu, iar toți cei care îl cunosc vorbesc despre el ca despre noul Hagi. Până să se reia sezonul meciilor oficiale, Florentin Matei se menține în formă participând la Cupa Liceelor ISM, ce se desfășoară zilele acestea la sala polivalentă. În meciul Iliade de Toniță, 7-3, a fost extraordinar. În afara celor 3 goluri izbutite, Florentin i-a sedus pe cei aproape 2000 de copii din tribune, în primul rând cu fentele sale. Antrenorul celor de la Iliade, Ion Toma, nu s-a entuziasmat. La ce calități are, mă așteptam la mai mult de la el. Să știți că, pe lângă tehnica impecabilă pe care o posedă, are și o capacitate de efort ce permite să joace la nivel înalt încă de la această vârstă fragedă. La ultimele teste fizice, Matei a obținut printre cele mai bune rezultate dintre jucătorii de la Steaua 2. Oficialii de la CSKA Sofia au pus ochii pe Hagi, însă acesta a spus că este ocupat de academia pe care și-a deschis-o la Constanța. Aflați în criză la nivelul băncii tehnice, oficialii clubului înființat în 1948 l-au ofertat mai întâi pe Victor Pițurcă. După ce acesta le-a cerut 1 milion de euro, bulgarii s-au orientat către Gică Hagi, la sugestia lui Giovanni Becali, care a mers zilele trecute la Sofia pentru parafarea transferului lui Daniel Pancu. Hagi a refuzat însă oferta, spunând că atenția lui se îndreaptă acum spre academia pe care a înființat-o la Constanța. Regele nu a mai antrenat din 2007 și a ignorat toate propunerile pe care le-a avut între timp. În vara acestui an, Mutu va pleca de la Fiorentina. Exact când Mutu și-a regăsit forma de altă dată și are din nou Italia la picioare, o veste vine să-i întristeze pe fanii Fiorentinei. Briliantul va fi vândut la vară. 4 goluri în 3 meciuri, un început perfect de an pentru Mutu. Ultimele evoluții ale atacantului României au impresionat pe jurnaliștii italieni, care însă au găsit și explicația faptului că acesta pune din ce în ce mai mult suflet pe teren pentru Fiorentina. Mutu și Prandelli au avut o discuție în cadrul căreia antrenorul l-a rugat pe favoritul său să dea totul pentru echipă în ultima parte a acestui sezon. Astfel, toată lumea ar fi fericită. Fiorentina va merge în grupele Ligii Campionilor. Mutu va obține un contract bun la o altă echipă, iar clubul va primi în schimbul românului o sumă frumoasă undeva în jurul la 15 milioane de euro.